Iubiți că din o citi din cuvântul Domnului din Marcu, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 12, pagina din Biblie 963. După câteva zile, Iisus a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat în data așa de mulți că nu putea să mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de patru inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Isus și după ce l-au spart, au coborât de acolo patul în care zicea slăbănogul. Când le-a văzut Isus credința, a zis slăbănogului, Fiule, păcatele -ți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Isus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului, Păcatele -ți sunt iertate, ore a zice: Scoală-te ridică spatul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Cu deosebit respect, cu prețuire, vă invit să ocupați locurile. Și pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, vreau din toată inima să spunem, să slăviți să fie Domnul. Dați-mi voie de la bun început să salut frații slujitori, corpul pastoral al Bisericii Betania, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răspătească viziunea frumoasă pe care o aveți de a ieși în natură, de a ieși în afara bisericii, de a duce Evanghelia și în afara unor ziduri de becea sau de cărămidă. Dați-mi voie să salut din toată inima pe toți cei prezenți și să apreciez efortul pe care fiecare dintre voi l-ați depus ca să fiți aici în această, după masă în această seară. Iubicii mei, textul pe care l-am citit în această seară începe în felul următor. Iisus s-a întors în Capernaum. N-am înțeles motivul și n-am găsit motivul pentru care s-a întors Iisus acolo. Nu știu dacă l-a strigat cineva sau l-a chemat la masă sau să-i fi făcut încă o invitație specială, că avea Iisus să zică mai târziu despre cetatea aceasta niște cuvinte destul de grele. Însă frumusețea textului începe cu această provocare care avem și noi astăzi. Iisus s-a întors din nou la Arad, Iisus se întoarce din nou în Vladimirescu, Iisus se întoarce din nou acolo unde este așteptat, acolo unde este chemat cel mai probabil. Când am meditat asupra acestei expresii, mi-am amintit de ceea ce spunea Petrică Dugulescu. Și cu aceste versuri vreau să încep mesajul care spune se întoarce Dumnezeu în România. Trecând prin vamă fără pașaport, să alunge pe tiran și tirania să ne aducă în țară omenia, o marfă ce am vândut-o la export se întoarce Dumnezeu în România, în țara lui de care i-a fost dor. Căci l-a închemat cu toții în agonia acelor ore când veni urgia, în genunchiați, smeriți, sub tricolor. Se întoarce în țară Domnul să ne spele și să ne învețe să trăim frumos. Noi vrem un Dumnezeu de vremuri grele și apoi să plece dincolo de stele, că știm noi ce să facem aici jos. Se întoarce în țară Domnul cu Scriptura ca să ne învețe viața de creștini. Dar ateismul și nomenclatura și-au transformat subtil coloratura și îi împletesc din nou cu un de spin. Cu darul de iubire și dreptate se întoarce Dumnezeul cel înalt Să nu mai fie în țară strâmbătate, nici comunism și nici securitate, să nu mai moară tineri pe asfalt. Stă Dumnezeu la poartă, Românie, dar cine îi va spune bun venit? La Parlament și la președinție se aprobă legi, se vrea democrație, dar numele lui nu e pomenit. Te cheamă Creatorul azi, nu mâine, în ceasul de destin hotărător, să-ți frângă darea învierii pâine, acum ori niciodată poți române, să ai un Dumnezeu și un viitor. Îmi place foarte mult cum Dugulescu a început cu această întoarcere a lui Dumnezeu într-o națiune și până la urmă a ajuns la întoarcerea spre o inimă. Iisus a întors în Capernaum, dar dacă ați fost atenți la textul pe care l-am citit, nu toți au beneficiat de întoarcerea lui. Însă până la urmă a rămas acolo o viață transformată, a rămas acolo un om mântuit și iertat care a plecat acasă Diferit de felul în care a venit. Iubiții mei, slăbănoc, știți ce înseamnă în dicționarul limbii române? Slab, la trup, scățiv, lipsit de putere, de vlagă, neputincios, nevoiaș, necăjit, schilot. Nu o să vorbesc în această seară despre neputințele fizice, că de alea se ocupă doctorii și avem spitale destul de bune în câteva orașe din România și doctori pe care dacă ești nărat poate îi și cunoașteți sau îi cunoaștem. Însă vreau să vorbesc astăzi, iubiții mei, de o altfel de boală, o boală a sufletului. O boală a acelor oameni care au spus, nu pot să mă las de țigări, de băutură, nu pot să mă las de înjurături, nu pot să mă las de minciună. Îți slăbănoși oamenii aceștia. Și vreau să ne uităm în textul acesta și să învățăm câteva lucruri împreună. Poate veți spune lucruri banale. Vedeți, noi nu avem probleme cu lucrurile complexe. Noi avem probleme cu lucrurile simple. Haideți să învățăm astăzi câteva lucruri simple din acest mesaj pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare dintre noi. Repet, nu doar pentru România, Românie, nu doar pentru un oraș, ci pentru fiecare individ. Îmi scria un bărbat pe Facebook, pastore, zice, merg la parlament și predică-le la ăia. Lasă-ne pe noi în pace. I-am răspuns frumos, cu respect, noi alegem parlamentul și noi alegem guvernul. Dacă noi suntem oameni care nu putem aia, 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 vom alege oameni care nu pot aia, aia, aia. Dacă noi suntem oameni integri, onești, fideli, cinstiți, pocăiți, creștini, vom vota oameni creștini. Doamne, fă o trezire în țara noastră. Dar începe trezirea cu fiecare dintre cei prezenți aici. Primul lucru pe care îl învăț din acest text este, iubiții mei, următorul, că locul în care este Isus Hristos e mai important decât orice alt loc de pe pământ, de pe glob. Spune Biblia în Marcu 2 cu 1, după câteva zile Iisus a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă. Vedeți dumneavoastră, se aud foarte multe lucruri în vremea în care noi trăim. Se aude că Biden se retrage și că s-ar putea să fie o problemă acolo. Se aude că Trump a fost la un pas să fie asasinat se aude că sunt festivaluri la Marea Neagră sau s-au terminat și ele și-au făcut și el datoria sau partea pentru cei care îl admiră într-un fel sau în altul. Se aud multe lucruri în vremea în care trăim și veștele pe care le auzim ne împart între microbești, între analiști politici, între oameni care caută distracția și oameni care caută pe Dumnezeu. De aceea am început cu apreciere în această seară, că Aradu oferă multe feluri de a-ți petrece o seară de joi, într-o vară călduroasă. Însă faptul că ai ales să fii aici, înseamnă că ai ales să fii în locul în care este Isus. Se aude. Nu putem să acoperim un eveniment. Ați făcut și voi, într-un fel sau în altul, o anumită reclamă, dacă pot să folosesc uh, cuvântul acesta. Și nu e un lucru rău. E un lucru foarte bun. Cea mai importantă veste, iubiții mei, este că Iisus, când ar s-a întors într-un copernaum n-a dormit pe stradă. N-a găsit doar uși închise. N-a găsit doar oameni care îl blestemau. Ce la un moment dat, pe strada pe care mergea, s-a deschis o ușă și în casa aia a fost primit cu bucurie. În casa aia i s-a dat binețe. Uneori este într-o casă Iisus, alteori pe un stadion, alteori pe un deal, alteori într-o capelă, alteori pe un teren de sport. Iubiții mei, este o mare bucurie să fim azi unde este Isus. În timpul războiului civil din America, Abraham Lincoln s-a întâlnit cu un grup de slujitori pentru micul dejun de rugăciune. Iar unul din miniștri, când l-a văzut pe președinte cu, preț, cu prețuire, cu respect, a zis următoarele cuvinte. Domnule președinte, să ne rugăm ca Dumnezeu să fie de partea noastră, la care Abraham Lincoln, un om care a crescut cu Biblia de mic pusă de mama lui în față, a spus următoarele cuvinte care au rămas în istorie. Nu, domnilor, să ne rugăm mai bine ca noi să fim de partea lui Dumnezeu. Amen? Noi putem să auzim că Dumnezeu e în Biserica Betania. Întrebarea mea este, mă duc la Biserica Betania. Eu pot să aud că Isus Hristos este într-un loc sau în altul, dar de multe ori aștept să vină El la mine. Iubicii mei, dacă mă uit la fiul risipitor și mă uit la tata, nu tata merge la poș după fiul risipitor. Nu Isus merge în discotecă, nu Isus merge într-un club, nu Isus merge în pornografie. Nu să-ți apare când te uiți la un site cu XXX, nu să-ți apare o reclamă cu resurse creștine.ro. Nu. Îi treaba mea să ies de acolo, îi treaba mea să plec de unde sunt imobilizat, de unde sunt aruncat de păcat sau aruncat de vicii și să întreb unde este Isus. Și laud pe Domnul că în această seară Isus este aici. Slăviți să fie numele Lui. Iubiții mei, foarte mulți oameni ar vrea să fie de partea lui Isus, dar nu sunt acolo unde este Isus. Dacă vrei să fii de partea lui Isus, Isus nu e la Antolt, nu e la Nevărsi, nu e la Beach Please, nu e în baruri, nu e în discoteci, ci Isus este aici. Și am o veste bună, de aici pe Isus pot să duc cu mine acasă. Eram într-o familie și închei primul punct, cam șase puncte în această seară și vreau să fiu foarte concentrat. Eram într-o familie, că așa, mi era udă, m-am pus undeva lângă sobă, la masă, după ce am slujit în biserica respectivă, ca să nu mă răce, să fiu cu spatele la sobă. Eram chiar la capul mesei și gazda a venit la mine și a zis, Cristi, fii atent, vezi că stai pe un loc sfânt. M-am ridicat în picioare, m-am uitat să văd de ce o că locul ăsta e sfânt. E un covor de Ierusalim, e un scaun mai important. De ce e locul ăsta sfânt? Și în timp ce eu mă uitam și gazda se uita la mine, bărbatul acela mi-a spus așa, eram un tânăr rebel, un băiat de 16-17 ani care trântea ușa la mamă, care întorcea vorba, care n-ascultam de nimeni și de nimic. Undeva pe la 9-10 seara, în fiecare seară ieșeam cu prietenii acolo unde ies prietenii. Mama la vârsta aia și-o da seama că nu mai merge nici cu nuiaua, nu mai merge nici cu vorba, n-avea ce să mai facă. Însă în momentul când eu ieșeam pe ușă, frate Cristi, pe locul ăla unde ești tu așezat, mama în genunchea și când se punea pe genunchi, se mai uita o dată la ușă și îmi spunea așa, doar atât îmi spunea, când o să vii, o să mă găsești tot aici. Trânteam ușa și plecam, nu mă interesa de rugăciunile ei, nu mă interesa de locul acesta în care ea se întâlnea cu Domnul. Mă întorceam pe la 3, 4, 5 dimineața, uneori drogată, alteori îmbătat, alteori fără bani, alteori așa cum mă întorceam. Când intram în casă, mama ștergea lacrimile, deși era 3, 4, 5 dimineața și se ridica în picioare, îmi spunea bine ai venit și mergeam fiecare în camera lui la somn. Îmi spunea bărbatul acesta, luni de zile am crezut că locul ăla e cel mai urât loc, că e locul în care oricum nu o să vină nimeni să asculte pe mama, că e viața mea și fac ce vreau cu ea. Însă într-o zi, spunea bărbatul acesta, o trebuie să-mi îngrop pe mama și o trebuie să meditez în fața sicriului la cât de fira vă este viața? Și mi-am dat seama că pământul care se pune pe sicriu nu poate acoperi decât trupul, nu poate acoperi rugăciunile mamei. Frate Cristina durat mult, am intrat într-o biserică, am ieșit în față când s-a făcut chemare, m-am predat viața lui Dumnezeu și am început o viață nouă. Am vrut doar să spun că cel mai frumos loc pe care eu îl cunosc e locul în care stai tu acum, pentru că ăla e locul în care cobora Iisus Hristos în miez de noapte și nota suspinele și lacrimile mamei mele. Iubiții mei, vă las cu această întrebare de la primul punct. Ești în casa unde este Isus? Ai un loc în casa ta, o odăiță, unde se prezintă Isus? Cunoaștem multe locuri în viața asta, însă până la urmă viața ne învață că cel mai important loc este locul unde este Isus. 2. Ce mai învăți? din acest mesaj, din acest text, mai învăț faptul că Evanghelia e mai importantă ca știrile. Spune Biblia mai departe, s-au adunat în data așa de mulți că nu puteau să-i mai încapă locul dinaintea ușii. Și acum eram curios, oare ce o să le spune Isus? Că de obicei mulțimile vin dacă ai ceva de spus. Eram la ora de acum miros de cer și zilele trecute, lângă noi au fost Țanca, Uraganul și Florin Salam. Și la un moment dat, cineva de în mulțime, n-am știut atunci ce am aflat după aceea, cineva de în mulțime au crezut că unde suntem noi, și ța în cauraganul și salam și au zis, bă, dar numai nu eu cântă salam, nu mai intră de ce? când intră pe scenă? Așa a făcut Domnul, o minune ca ei să confunde concertul și să audă Evanghelia. Și nu le-am dat nici salam, nici pariz, le-am dat pâinea vieții. Să să fie, Domnul! Dar vedeți dumneavoastră, oamenii sunt interesați de ceva care să fie pe placul lor. Uitați, spune Biblia despre Iisus Hristos, ce, ce vestea Iisus? El le vestea cuvântul. Putea să-i adune la revoltă împotriva lui Cezar. Putea să le spună lucruri pe care ei nu le-ar fi știut despre Cezar. Putea să-i învețe strategii de revoltă. Și câte alte lucruri putea să le spună? Despre cum să ai o recoltă bogată, cel care a creat pământul și cerul. Să le spună cum să rodească mai mult. Iubiții mei, este uimitor, este uimitor, dar este adevărat. Cel mai important mesaj pe care poți să-l auzi în viața asta nu știrile de la ora 5. Cel mai important mesaj este Evanghelia. Este cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră Biblia pe care noi o citim și la care chemăm pe oameni, nu chemăm pe oameni la o religie, îi chemăm pe oameni la Biblie, are o putere unică. Cei mai mulți care comentează despre Biblie și care nu vor să o accepte, sunt de fapt oamenii care n-au citit-o nici măcar odată. Lee Strobel spunea, am citit Biblia pentru că eram ateu și vroiam mai mult să mă adâncesc în ceea ce înseamnă dovezi împotriva Bibliei și în timp ce citeam Biblia, ea mă citea pe mine. Iubiții mei, am o veste bună, Biblia nu se contrazice, Evanghelia nu se contrazice, ea te contrazice și ea mă contrazice. Nu știu cum stăm astăzi cu citirea Bibliei, dar vreau să vă spun că dacă citești Biblia și simți că nu se aliniază ideilor tale, nu schimba Biblia, schimbă ideile, schimbă-ți principiile. Pavel spune, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca lumea. Vedeți, dumneavoastră, dacă eu fac o greșeală în arat și mi se ia permisul și contest ceea ce polița, polițaiul mi-a făcut, eu merg în instanță. Și în instanță nu se judecă după idei, după ce cred eu după opinii, ci întotdeauna instanța te va judeca când ai un proces pe rutieră după legile rutiere. Eu sunt interesat atunci când îmi termin viața și mă duc dincolo unde va fi judecata de apoi să cunosc manualul pe care Dumnezeu îl va folosi la judecat. Iubiții mei, sunt 26 de religii în lumea aceasta. Și toate au scripturile lor. Biblia este singura dintre cele 26 de scripturi care conține profeții împlinite. Adică care înainte de a se întâmpla un eveniment a prezis despre acel eveniment. Nu veți găsi nicio profeție în Coran. Sunt peste 2000 de profeții în Biblie, nu doar 100, nu doar 50. Iisus a împlinit în viața lui 333 de profeții. Am întâlnit oameni care de-a lungul vieții au spus așa, aș vrea și eu măcar o dată să aud vocea lui Dumnezeu, măcar o dată. Am o veste bună, de peste 2000 de ori în cartea asta numită Biblia există expresia aceasta sau expresia asemănătoare. Așa vorbește Domnul. Vrei să auzi vocea lui Dumnezeu? Deschide Scriptura. Nu ai o Scriptură? Vorbește cu frații care sunt aici și îți vor da o Biblie la final, îți vor da un nou testament. Iubiții mei, dacă vreau să-mi vorbesc Dumnezeu, trebuie să deschid cartea unde El vorbește. Este singura carte care, atunci când o citești, autorul ei este prezent. Slavit să fie numele Domnului. În 2022, la început de an, la noi în județ a fost o mormântare. A trecut în veșnicie un frate. Un om care n-a fost foarte cunoscut. A murit la 72 de ani la înmormântarea lui s-a aflat ceva interesant. Și vă rog să vă gândiți ce se va afla la înmormântarea voastră, că din sicriu să te scol, să contrazici pe cineva din mulțime, nu o să poți să faci. Aș vrea să trăiesc viața în așa fel ca lucrurile care se vor afla despre mine la înmormântarea mea să-mi producă cinste, să nu îmi facă de rușine soția sau copiii. La mormântarea acestui om s-a aflat ceva interesant. Vorbeau cineva din mulțime, vorbea care a fost apropiat de el. Până la 45 de ani, omul acesta a citit Biblia de două ore. De două ore A fost ocupat, cum suntem noi, unii sau alții. N-a avut timp să se adâncească în Scriptură. Însă la 45 de ani a ajuns în spital, o boală cruntă l-a măcinat, i-a măcinat trupul. De acolo, din spital, a zis, Dumnezeule, dacă mă scos de aici, o să-mi fac timp în fiecare zi să citesc Evanghelia și ea să mă citească pe mine. Să vorbesc cu tine prin rugăciune și tu să vorbești cu mine prin cuvânt. Dumnezeu printr-o minune, printr-o vindecare, îl scoate din spital și omul acesta, de la 45 de ani la 72 de ani, citește Biblia de 157 de ori. Ce frumos să se afle în ziua mormântării tale, că l-ai iubit pe Isus. Iubiți- mei, eu dacă vă spun că îmi iubesc soția, dumneavoastră nu aveți cum să verificați asta. Însă dacă soția mea vă spune că eu n-am timp să vorbesc cu ea, vă dați seama că iubirea de fapt e legată foarte mult de comunicare. Dacă iubești pe cineva, îți faci timp să vorbești cu persoana aceea. Te provoc în această seară să meditezi un pic la ceea ce făcea Iisus în casa aceea. El le vestea cuvântul. El le vestea scriptura cel mai important mesaj pe care poți să-l auzi nu e despre jocurile olimpice din Franța, nu e despre un asasinat, nu e despre droguri și alte prostii, că cam asta vin pe țavă, iertați-mi expresia, la știri. Asta le place la român, ceva picant, ceva să mai audă că unul l-a mai omorât pe altul. Cel mai important mesaj este vestea bună a lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. 3. Ce mai învăț în această seară, din acest text, mai învăț că oamenii care te conduc la Iisus sunt mai importanți decât oamenii care te îndepărtează de Iisus. Auziți ce frumos scrie aici, Marcu 2 cu 3. Au venit la el niște, niște oameni. Îmi place foarte mult expresia asta, niște oameni, niște oameni. Și o să vă spun de ce îmi place expresia asta, că de obicei atunci când ești în spital, se cam răresc prietenii. Era o poză pe Instagram zilele trecute, un om mort în sicriu, capela, sute de scaune și doar unul sau doi prezenți acolo la mormântare. Și la ușă vorbeau încă doi și spunea așa, a avut 4500 de prieteni pe internet. Unde sunt prieteni? De fapt, momentele grele ale vieții îți arată cu adevărat care sunt oamenii care țin la tine. Și iubiții mei, ce observ aici este că niște oameni au rămas lângă cel care era în necaz, în care era în problemă, care n-avea cu ce să îl plătească. Nici nu știu ce le-a fi promis. Dar vreau să folosim expresia asta, oameni. Înainte să ne batem cu pământul în pept, ortodox, catolic, pentecostal, baptist, hai să ne ducem aminte ce a spus David lui Solomon când trebuia să-l plece din lumea aceasta. Eu merg pe calea pe care merge toată lumea. Întărăște-te și fii și fii om. Dacă România are nevoie de ceva, știți ce are nevoie? De niște oameni. O să vă întrebați cine a făcut scena asta. Hai să vă răspund cine. Niște oameni. O să vă întrebați cine a cosit iarba. Cine a dus scaunele astea, 700 de scaune? Niște oameni. O să vă întrebați cine merge cu o plasă la spital, la reanimare sau la matern. Cine duce o oală besarmale la o mamă cu 10 prunși care e în spital? Știu caz în arat, pentru aia vorbesc. Știți cine? Niște oameni. Avem nevoie, iubiții mei, în zilele astea, de niște oameni. Pentru că spunea Tolstoi, dacă te dor rănile tale, ești viu. Dacă te dor rănile altora, ești om. Iisus Hristos a rămas mirat. O să vedeți mai departe în mesaj. Omul ăsta nu avea cărucior cu rotile cu telecomandă sau electric. Nu era inventat curentul pe atunci. În viața noastră, oricât de tare am fi, să știți că avem nevoie de niște oameni pe lângă noi. Și mă rog din toată inima, știți, dacă ar fi să aleg între cel care e slăbănoc și cel care ajută pe slăbănoc, aș vrea să fiu omul care să ajute pe altul. Întotdeauna i-am spus soției mele, decât să fiu ca și el, mai bine să-i dau decât să ajung ca și el. N-ai vrea să fii astăzi om, să fiu om Om înseamnă să ai cuvânt, om înseamnă să ai integritate, să ai cinste, om înseamnă dacă ai jurat să ți ții jurământul. Ai făcut un legământ, să-ți ții legământul. Iubiții mei, antropos înseamnă cel ce privește în sus, cel ce privește înainte. De acolo vine cuvântul om, de la antropos. Acești oameni au înțeles ce spunea Pavel, cu 6,2, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. În viața pe care noi o avem și care spune evrei că este unică, odată murim, nu de 20 de ori ca și în jocurile pe calculator, în viața asta ne putem alege anturajul, oamenii pe care să avem prin preajmă. Și unii ne alegem oamenii care ne îndepărtează de Isus, de Scriptură, de Biserică și alții ne alegem oamenii care ne apropie de Isus. m sunat un băiat într-o zi M-am supărat când am răspuns telefonul că a zis, domnul pastor, nu pot să zic nici cine sunt, nici de unde ce sunt. E frumos când sun pe cineva să spui cine ești, de unde ai numărul și de unde suni, ca să te putem localiza, să putem să vedem cine sunt a dat numărul. Și m-a băiatul ăsta și a zis aveam 13, 14, 15 ani până pe la 16 ani când tatăl meu bătea țara în lung și în lat. A fost un pastor cunoscut în România. Eu meream cu el cu mașina, îi duceam servieta. Însă la un moment dat, pe la 15-16 ani, mi se părea mai cool, mi se părea mai interesant să mă uit la băieții care făceau drifturi cu bmw care erau tatuați din cap până în picioare, care aveau cercel aici în nas, care luau heroină și cannabis. Mi se părea că Biblia lui aici e ceva vechi. Și o trebuie, spunea băiatul ăsta, să fac o alegere. Și am ales, într-o zi, să-mi fac bagajul, și să plec cu ei. O ieșit tata și mama pe scări, ori plâns în hoate după mine, în special tata au fost foarte afectat, că știut că l-am lovit foarte puternic la mărturie. Cât te doare, nu? Când vezi că la predica ta se predă cineva și copilul tău nu se predă, nu? Dar nu mă interesa, zicea el, pentru că mi se părea că eu sunt centrul pământului. Am întors spatele și am plecat. La de decristeau, au trecut câțiva ani de atunci, și vreau să spun că te sun în seara aceasta cu regret, cu durere. Urmăresc predicile voastre pe internet, mi-aduc aminte de tata. A, ah, apropo, zice, el a murit la câteva luni după ce am plecat. Cred că au făcut infar din cauza mea. Nu cred că de la stres, nu cred că de la oboseală, cred că din cauza mea au făcut. Mama încă e acasă și se roagă pentru mine. Zice, vreau să spun ceva, aș vrea să vin să fac botez în România, să caut o biserică. Aș vrea ca ceea ce am auzit pe YouTube, prebicile care le-am auzit, să le și împlinesc. Dar mi-au zis interlopii pentru care lucrez, că în ziua când am părăsit locul acesta, unde sunt roba al lor, al viciilor, viața mea se termină. Fă de pentru aia nu pot să spun nici cine sunt și nici de unde te sunt. Dar aș vrea spunea băiatul ăsta cu lacrimi, ca Dumnezeu să audă telefonul ăsta și în ziua judecății, chiar dacă nu pot să îmbrac o haină albă. Să țină cont că am sunat un slujitor, mi-a mărturisit viața și îmi doresc din toată inima o viață nouă. Știi ce m-a spus băiatul ăsta înainte să închide? Spune-le la toți pe unde mergi, domnule pastor, că tot ce îți dă Dumnezeu în viața asta e gratis. Sănătate, aer, binecuvântări, multe lucruri, gratis. Și tot ce îți dă diavolul, costă. Eu am ales, spunea el, să stau lângă oamenii care m-au dus spre diavolul. Aș vrea să scap de ei și nu pot. O zice, ce bine că voi ați ales să rămâneți lângă Dumnezeu și lângă oamenii care vă duc înspre Dumnezeu. Iubiții mei, în această seară, îmi doresc din toată inima să vă gândiți la cei care v-au invitat aici, iubiții mei prieteni. Niște oameni care au postit pentru voi, s-au rugat pentru voi, v-au făcut o invitație și așa de la dumneavoastră un singur lucru să vă uitați la Iisus și la soluția pe care El vi-o dă și să acceptați soluția Lui pentru o schimbare a vieții. Doamne, lucrează în acest sens. Ce mai învăț din textul acesta? În al patrulea rând învăț că credința e mai importantă decât un acoperiș. Nu știu ce-a fost. Linda, Becotil, nu știu ce-a fost de acolo. Țiglă. Nu știu ce-a fost. Dar oamenii ăștia, eu, eu vă spun sincer, dacă ajungeam în locul lor, eu cred că plecam acasă. Vineam cu el, bă, zice, am dus până la ușă. Vezi că nu se poate intra, că n-am unde să intru. Oamenii ăștia s-au uitat unul la altul și au zis, am găsit o soluție. Urcăm pe sus, spargem acoperișul și te lăsăm acolo. O să vă spun în seara asta că întotdeauna unde e lucrarea Domnului, sunt și pagube. Adică sunt și lucruri care se consumă. Mă uit aici la zeci de mașini, ați consumat motorină. Cred că motorina pe care voi ați consumat-o aici făceam vreo cinci acoperișuri, poate. Dar nu e important că se consumă că se consumă motorina, se consumă resurse. Știți ce e important? Că Dumnezeu mai mântuiește oameni. Că Dumnezeu mai iartă, că Dumnezeu mai vindecă, asta e important. Și că dința lor au fost mai importante decât aștia acoperișul. Să știți că niciun cuvânt din Biblie nu e la voia întâmplării. Dumnezeu vrea să ne transmită azi un mesaj că întotdeauna valorile spirituale sunt mai Importante decât cele trecătoare. Că nu o să duc acoperișul cu mine la cimitir, nu o să duc nici iPhone 15, nu o să duc nimic. Dar dacă pot să folosesc mașina pentru el, acoperișul pentru el, o ușă pentru el, un rezervor plin pentru el, o fac cu bucurie. Toată viața ținem la acoperișuri, toată viața ținem la casa noastră, nu cumva să ne deranjeze cineva, la covoarele noastre. Iubiții mei, vreau în seara asta să învățăm un lucru foarte important. Niciodată Iisus Hristos nu a aprecia pe oameni după avere, după costum. Iisus nu a zis la nimeni, bă, da ce haine ți-a sau cum să mai numesc așa, că atâtea parcă nu mai fac face în față cu facturile, vă spun sincer. Iisus nu a zis, bă, da ce bluze, ai luat, dar ce casă frumoasă ai, nu. Iisus cel puțin trei oameni apreciază în Scriptură. Pentru ce? Pentru credința lor se uită la o femeie cananeancă. Nu era din poporul evreu. Și femeia asta o zis, Doamne, și vrea să vin cu fata mea împreună. Nu știu unde a fost tata, poate o părăsit, o fi plecat, nu știu. Dar au zis, fata mea a rămas acasă, fata mea e posedată de demoni, demonizat. O trebuie să încui când am plecat. Am văzut că la evrei le faci bine, n-ai ceva și pentru mine. Și Isus se uită la ea și îi spune, nu-i bine să iei pâinea de la masa stăpânilor și să o arunci la căței. Îi dă un test, se face cu o refuză. Ca să vadă dacă credința ei e mică sau e mare. Că un om cu credință mică zice, bă, n rău să mă duc până la Vladimir Dacă făceați la Betania, venea. Bă, n-are să vin, vin de Deva până aici. La... Chemați mă mai de aproape să și mai ieftin. Eu vă spun ce gândesc oamenii. Iubiții mei, o zis Iisus Hristos ce vă spuneam și femeia asta spune așa, și căței se satură cu firimiturile care cad la masa stăpânilor lor. Cu alte cuvinte, femeia asta a spus, Doamne, dacă în seara asta trebuie să mă plec sub masă și din alea 12 coșuri cu firimituri să culeg una care o căzut pe jos, eu o fac cu bucurie. Numai un lucru te rog, nu uita de fata mea. Nu uita de fata mea. Că n-am nicio noapte liniștită. N-am nicio zi cu bucurie. Și știu astfel de părinți în seara asta. Dorm cu tiaze pan seara din cauza fetei sau a băiatului. N-au nicio bucurie de nicio mâncare. Ba din contră, împing farfuria de multe ori și spun, nu mănânc astăzi. Vreau să postesc, poate că Dumnezeu să îndură și de fata mea și de băiatul meu. Avem la noi la biserică o femeie de 20 și ceva de ani să roagă și postește pentru soțul ei. Avem astfel de oameni. Și Isus se uită la femeia asta, se uită la mulțime, se uită la evrei, la aia care spuneau, noi suntem copiii sunt copii lui Avram. Și au zis, vedeți credința lui femeia asta? N-am văzut în tot Israelul o credință ca la ea. Când se întoarce femeia asta acasă, patul era pus unde trebuie, vasele la locul lor, s-a întâmplat o minune. Și aș dori să se întâmple o minune când te întorci acasă în seara asta. Să vezi că Dumnezeu ți-a atins fata, ți-a atins băiatul, ți-a atins de tine și că Dumnezeu ți-a schimbat atmosfera din casă. De ce e nevoie astăzi? Să ne mai luăm gândul de la copereș și să ne mai uităm la, la credința care avem în inimă. De asta e nevoie. Și de ce? Că haina de la mormântare nu are buzunar. Toată viața strângem lucruri pe care nu o să le putem duce cu noi când murim, să știți. N-ați vrea să strângem niște valori care transcend viața asta fizică și merg dincolo. Post, rugăciune, smerenie, fidelitate, cinste, integritate, credință. Cu asta mergem. N-ai cum să pui cu buldo excavatorul la mormânt sau cu groparii pământ peste credința cuiva. Am avut la noi la Deva o mamă la 10 prunci. Nouă s-au pocăit până au murit de ea. Unul s-au pocăit după. Dar eu au plecat cu nădejdea asta în mormânt, cu credința asta. Și el se va pocăi. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. I-a văzut credința. Nu știu la ce te gândești astăzi, ce planuri ai, dar aș vrea pentru aceste minute să lași materialul pe locul secund și să spui, Doamne, vreau valorile tale să le am în evidență, să le am în prim plan. 5. Ce mai învăț în această seară, din acest pasaj? Învăț că bolile sufletești sunt mai importante decât bolile trupești. Iubitii mei, dacă v-ați uitat în text, dacă ați fost atenți. Spune Marcu 2 cu când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, Fiule, păcatele sunt iertate. Dar eu am o întrebare, Doamne, nu-l vezi că e păpat în cins. Și haideți, dați-mi voi să folosesc bolile din ziua de azi. Doamne, nu vezi că are diabet, are ciroză. Are probleme cu pancreasul, are probleme cu inima. Vreau să rămâneți cu un adevăr pe care vi-l spun în această seară. Dacă ai probleme cu toate lucrurile astea și mori și ai murit mântuit, iertat și pocăit, tu o să mergi în rai. O boală de ficat nu te poate opri să intri în rai. Dar hai să mergi și pe cealaltă parte. Dacă ești sănătos tu și n-ai fost iertat de păcatele care le-ai făcut în timpul vieții și mergi cu el la cimitir, la ce te-a ajutat că ai fost sănătos? Iubiții mei, Iisus Hristos în textul acesta vrea să vedem care sunt prioritățile din viața noastră și întotdeauna Iisus Hristos e preocupat mai întâi de sufletul nostru și apoi de trupul nostru, mai întâi de caracterul nostru și apoi de confortul nostru. Iisus Hristos nu va ezita niciodată să-ți spargă visele, planurile în cioburi și în bucăți doar ca să lucreze la caracterul tău. Și dacă aia înseamnă cancer, o face până cancer. Și dacă aia înseamnă diabet, o face până diabet. dacă aia înseamnă audi da păstă cap, o face până audi da păstă cap. Toată viața Dumnezeu vrea să ne facă atenți. Nu plecați dincolo, ne iertați, ne cu bolile sufletești nerezolvate. Dacă ar fi să ne luăm după doctorii japonezi foarte buni, aproape toate bolile trupului vin de la suflet. Am stat de vorbă cu un bărbat, nu vă spun de unde, că nu-i departe de voi de aici, și o zis, domnul pastor, foarte bucuros, după 11 ani m-am câștigat pământul, zice. 11 ani m-am câștigat pământul și zic, și cum vă simțiți cu sănătatea? Că să umbli 11 ani în tribunale, nu cred că uh, te faci foarte bine. O zis, am diabet după 11 ani, dar măcar am pământ. Zic, foarte rău, zic. Spor la semenare, am zis. Spor la săcerat. O să te și bucur de el. Mai bine mai puțin pământ și să fi fost sănătos. Dar vedeți, unii ori facem bol de la faptul că nu putem ierta pe cineva, las că i eu lui. Dar nu contează ce bol ai făcut astăzi, contează sufletul tău. eram la Baia Mare și la final, după slujire, o, o femeie era acolo cu probleme la picior. Și un om așa mai flegmatic o zis, pastore, hai să te văd acum, cum te rogi tu pentru asta și să vedem cum aleargă, că tare, tare bun sunteți voi la predică. Dar să vă văd după voi aici la rugăciune. Și Domnul unde un gând, n-am făcut în viața mea lucrul ăsta. Dar au fost atunci pe moment. Zic, nu o să mă rog pentru dumitale pentru picioare. Acum vreau să mă rog pentru păcatele dumitale mai întâi. Să uită la mine, eu! Dar eu n-am păcate, zice. Și îmi face așa cu mâna ca și cum duce de aici. Zic, Doamne, poate nu m-ați înțeles. Cu piciorul ăsta puteți merge în rai. Dar zic, pentru păcate, nu vreți să mă rog. ce nu, că n-am o păcat, ce? am dat mâna cu dânsa și am zis, noi nu putem vindeca numai pe ea bolnavă, dumneavoastră să fie sănătoasă, nu avem cum să vă vindecăm. Iubiții mei, Isus Hristos îi spune la omul ăsta, păcatele îți sunt iertate. Este aici cineva care nu are păcat? Până la urmă toți ne împărțim între oameni care au fost iertați de păcate și oameni care nu au fost iertați de păcate. O să spui, da, dar eu nu fac multe păcate. Numai 15 pe zi dacă faci, dacă trăiești 70 de ani, ajungi la 127.750 de păcate. Și Biblia spune la un moment dat în Roman 6 cu 23, plata, nu zice plata păcatelor, plata păcatului. Este? Ce? Acum vedeți de ce iadul e veșnic. Pentru că e moartea ridicată la 127.000, la 1 milion, la 2 milioane. Am o veste bună, între noi în această seară e prezent unul care mai iartă păcatele. Dar înainte să te ierte, vrea să vadă dacă recunoști că ai nevoie de el. Dacă înțelegi că o veni pentru tine în acest loc. Și tu ar fi trebuit să vii mai întâi pentru suflet și doar apoi poate pentru trup. Ultimul punct pe care îl amintesc în această seară, Știți ce mai învăț din acest text? Că mântuirea e mai importantă decât uimirea. Mântuirea e mai importantă decât uimirea. Auziți, vă rog, Marcu 2 cu 12. Îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul, a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți. Cinci ori o lucra soția mea astăzi ca să calce la trei copii cămăși, haine, suntem plecați de acasă vreo patru zile, eu cu trei după mine, Soția acasă o rămas cu doi și o, 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 o mătușă, o soră de-a mea, o rămas cu ceilalți până la opt. Mulțumesc, Domnul, să binecuvintează. Iubiții mei, n-am venit la voi ca să rămâneți uimiți. Mi-ar place ca niciunul de aici să nu zică că eu, eu plec cu predica. Dar toți de aici, când ne vom urca în mașini, să plecăm acasă mântuiți. Uitați-vă la Marcu 10, Bartimeu pleacă acasă vindecat și ceilalți rămân uimiți. El pleacă mântuit acasă. Zacheu mântuit și ceilalți afară spune că vorbeau de rău pe Zacheu, că au intrat în casa lui ăsta. În casa asta am văzut ceva interesant. Toți au rămas uimiți. Știți cum au rămas slăbănogul? Iertat. Că întotdeauna mântuirea mai importantă decât uimirea. Oamenii sunt gata astăzi să meargă în locurile care îi uimesc, indiferent de cost. În, locurile care produc senzații, în locurile care spui, wow! Numai că de cele mai multe ori Iisus nu vine prin wow. Iisus vine printr-o cântare, Iisus vine printr-o predică, Iisus vine prin cineva simplu. O să vedeți în viața voastră că vă veți întâlni cu oameni neimportanți care vă vor da sfaturi importante. O să vedeți lucrul ăsta. M-am uitat la oamenii aceștia. Wow! Uimiți! Nu ai vrea să mergi acasă cu Isus, în seara asta. Să mergi acasă mântuit. Că și tu ai un nu pot, deși Filipeni 4 cu spune pot totul în Hristos. Am fost la un botez lângă Baia Mare, la Baia Sprie, la un bărbat care fuma trei sau patru pachete de țigări pe zi. Știți ce mi-a zis? Domnule, eu n-am putut. Dar el m-a ajutat. Și m-a scos de acolo. Tu nu poți. Tu ești slăbănoc ca și omul ăsta. Te-a adus aici niște oameni, niște oameni. Dar în seara asta, Iisus Hristos poate să schimbe vorbirea ta, gândirea ta, viața ta. Și poate să-ți modifice cursul vieții, că în viață e mai importantă direcția decât viteza. De aici, de la voi, de Nărad, m mă suna cineva în urmă cu vreo șase ani și de Cristi, am avut un coleg de muncă care care am încercat să îl evanghelizez, să-i spun de mântuire, de Isus. Toți ani de fabrică, de muncă mi-au zis, n-am nevoie de Isus, am bani, am mașină, am casă. Ce să facă Isus? Frate Cristi, e în spital la voi la Deva. Își trăiește ultimile clipe. Nu știu dacă scapă. O zis, n-ai vrea să meri. Nu știu dacă poți să faci ceva. Dar poate că Dumnezeu a văzut că m-am rugat pentru el am de zile, am încercat să-l ajut. Și poate că știți că unii nu vor cu binele, unii numai cu greu. Puțin se pocăiesc ca famenul etiopian când dau de toate. Cei mai mulți se pocăiesc ca fiul zipitori când nu mai au nimic. Am luat pe fața de Răducanul Cornel, păstorul onorific al bisericii noastre și ne-am dus. Am ajuns la etajul 1, dacă nu greșesc, și în timp ce ne luam halatele alea pe noi ca să intrăm în saloane, am auzit de la capătul celălalt al holului niște strigăte complete. Primul gând ăsta a fost, Doamne, sper că nu e omul la care trebuie să merge, că am venit jaba. Atunci când predici evanghelia, trebuie să ai o anumită atmosferă. Trebuie să fie omul într-o stare bună, să audă cuvântul, așa m-am gândit eu m-am dus așa parcă tremurând și când am intrat în salon și am văzut numărul și am văzut patul, mi-am dat seama că la care urlă în continuu și strigă ăla e omul care trebuie să se spunem de Iisus, de mântuire. Știți cum a fost predicat din ziua aceea? Au durat undeva la 15 minute și a fost făcută cu propoziții simple doar în pauzele în care el respira ca să mai strâzi o dată. Îți pare rău de păcate? Da. Și urla dar nu puteai să-l oprești. Crezi că Iisus Hristos a și pentru păcatele tale? Cred. Vrei să te pocăiești? Vreau. Dar acum ne nu știam, oare zice adevărul că îl doare boala sau chiar simte ceva? Vă spun sincer că n-am avut multă credință. Am întins mâna împreună cu fratele de Cornel și ne-am rugat pentru el. Asta joia. Am plecat acasă, am zis, băi, nu no știu, dacă, nu, eu cred că am venit deja. aba. Așa m-am gândit eu. Duminică dimineața la biserică era fata lui. Veniți de, departe de 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 cu avionul. Cred că a ajuns vineri și a stat cu tata până duminică, sâmbătă spre duminică. Eu n-am cunoscut că e fata lui, au venit și o dat pace cu mine, mi au mulțumit că am fost acolo. Zic, iertați-mă întrebarea, nu-i frumos să vă întreb, dar o meritat să vede vreo schimbare. Și în timp ce plângea, se uita la noi și o zis, Cristo, meritat. După ce ați plecat, am stat cu el până azi noapte când a murit. O ultima cântare pe care am cântat-o cu tata împreună, a fost, vreau lângă Dumnezeu, să fiu mereu. Oricât de greu ar fi necazul cazul meu, oricât voi suferi. O cântare fără condiții. Cântarea mea va fi vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. O zi știu că trebuie să l mormântez, poi mâine nu mai apuca să facă botez, o muri ca tâlharul de pe cruci. Dar o zis, vreau să vă spun ceva. O meritat. De ce am încheiat cu cazul acesta? Că sunt aici oameni care poate nu au să plece acasă vindecați trupește. Dar dacă pleci acasă cântând, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, s-o meritat toată cheltuiala asta. Poate nu o să mergi acasă cu planurile tale împlinite. Poate unii vor pleca cu acoperișuri găurite. Cu pagube. Dar e important că în această seară Dumnezeu mai schimbă destine. Mai vindecă, mai transformă. Eu o să mă dau jos, dacă îmi permiteți după scena asta, o să vin aici în față. Asta fac de vreo o lună jumate. Aproape în fiecare seară, cu un miros de cer, am mers în 40 de localități. Aproape 40 în țara asta. Și am văzut cum Dumnezeu mai schimbă oameni. Nu te chem să vii la mine. Dar ceea ce vreau să spun este că la Biserica Betania eram pe ultimile rânduri la 14 ani la balcon. Când un păstor face exact ce fac eu acum. ne a chemat să venim la Isus. Și printre cei care au coborât în urmă cu 24 de ani în biserica voastră, a fost și un băiat pe care nu l-a băgat nimeni în seamă care nici nu aștepta să-l bage cineva în seamă, dar care au așteptat ca Iisus să se atingă de el. A fost o zi când Dumnezeu a transformat viața mea și poate transforma și viața ta. De aceea o să vă invit să vă ridicați în picioare. fata Lemanu va cânta și dacă este cineva care în așa să se să în o viață nouă cu Dumnezeu. Nu te-am întrebat dacă ești botezat, nu te-am întrebat ce religie ai. Dacă este cineva care în așa să se arăbească să plece acasă cu Iisus, care vrea să se pocăiască, să aibă iertarea de păcate, de mântuirea pe care Dumnezeu nu mai o poate da, eu o să stau aici în față și apoi și fații păstor să vină aici lângă mine. O să te chem să vii aici. Ne vom ruga personal pentru fiecare dintre voi și Dumnezeu să lucreze.